Serviciul Public de Impozite și Taxe din municipiul Constanța vine în sprijinul persoanelor juridice care dețin construcții cărora le expiră termenul de 3-5 ani de la data ultimei modificări a valorii de inventar. Astfel, contribuabilii sunt informați că pentru a evita majorarea cotei de impozitare a clădirilor este necesară efectuarea reevaluării sau evaluării. În conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru anul 2016, impozitul pentru clădirile susmenționate va fi stabilit prin aplicarea unei cote diferențiale asupra valorii de inventar a acestora, respectiv cota de 20% și sau 40%. În vederea aplicării cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, recomandăm să se procedeze la reevaluare sau evaluarea construcțiilor deținute în patrimoniu până la data de 31 decembrie 2015, a declarat directorul executiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun. Pentru vizualizarea online a situației fiscale, persoanele juridice pot accesa site-ul www.spit-ct.ro, secțiunea Informare clădiri nereevaluate, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei pentru accesarea contului e-tax. În situația în care există deja un cont, situația fiscală se poate verifica direct la secțiunea Patrimoniu.